Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Vă spun totodată, Hristos a înviat. Și iată că după sărbătorile pascale, discutăm astăzi despre un mod aparte al artelor vizuale, respectiv caricatura. Pentru a discuta mai multe despre acest domeniu, îl avem alături de noi pe fostul polițist și totodată artist, Aurelian Iulius Șuță. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și vă spun și dumneavoastră totodată, Hristos a înviat. Adevărat a înviat vouă și publicului vostru, fost polițist și actual artist. Am venit aici ca să vorbim despre caricatură și, cum poate se observă, ne aflăm în mijlocul unei expoziții personale vernisată pe 6 aprilie la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu Gorj, din Târgu Jiu, strada Geneva. Expoziția încă este deschisă publicului, dar să trecem la subiect. Așa cum spuneai, caricatura este un gen al artelor vizuale, din categoria graficii, dar spre deosebire de celelalte genuri ale artelor vizuale, caricatura este un extraordinar transportator de mesaj ideatic, educativ, cu un puternic caracter moralizator, folosind mijloace cromatice aproape modeste. Totodată este și un mod supărător, dacă putem să-i spunem așa, pentru că anumite trăsături sunt duse la extrem, iar personajele care devin subiectul acestor opere se mai supără câteodată, am putea spune. Da, caricaturistul are abilitatea de a transforma personalitățile în personaje, supunându-le unei ipostaze hiperbolizante, satirice, dar niciodată fără motiv. Deci, caricatura, în sensul propriu al definiției sale, critică. Nu preamărește, nu perie pe nimeni, nu laudă pe nimeni și, de aceea, o caricatură executată corect atinge o zonă negativă, o zonă care este pretabilă unei critici prin imagini, cu precizarea că nu se face cu răutate sau în scop vindicativ, nu are nicio problemă cu vreun atac la persoană, caricaturistul fiind sau încercând să fie imparțial în raport cu cei care îi pică în peniță. Ralph Waldo Emerson spunea că prin caricatură se scrie o adevărată istorie a omenirii. Până la urmă, imaginea spune mai mult decât spun cuvintele, iar în momentul în care acest desen hiperbolizat cu situații și ipostaze care în viața reală sunt aproape imposibil de întâlnit este bine făcut, scopul este atins, provoacă zâmbetul, pentru că o satiră conservă o energie pozitivă, pus acolo de către artist, de către caricaturist, care apoi este transmisă către cel care o privește, bucurându-l și făcându-l să uite un pic de ceea ce numim noi necazuri. Am văzut de-a lungul timpului foarte multe lucrări realizate de dumneavoastră și, desigur, se discuta și despre cariera de polițist în cadrul serviciului criminalistic. Ceea ce nu am văzut niciodată scris până acum sau să se vorbească despre acest lucru, cum a început povestea dumneavoastră cu acest domeniu? De fapt, aplecarea sau pasiunea pentru desen, care ulterior a devenit vocație, am găsit-o încă din copilărie. Orice copil are la îndemână un instrument de scris cu care se exprimă. Cariera mea în poliție inițial a fost o provocare. Adică o întâmplare oarecare, da, m-a adus în uniformă. După care această provocare s-a perpetuat și am devenit, așa cum spunea Mihai Pânzaru Pim, un bun prieten al meu, caricaturist și celebru, am devenit un artist printre polițiști și un polițist printre artiști. O condiție ingrată, mai ales că eu eram caricaturist, iar nu artist de șevalet, dar de-a lungul carierei de polițist am încercat să armonizez vocația cu profesia,
Astfel am lucrat într-un serviciu de criminalistică, unde am depus eforturi susținute pentru implementarea unui concept, acela de forensic artist, artist criminalist, care în lumea evoluată democratic este foarte puternic și conduce la performanțe și rezultate extraordinare. La noi în România, sau mai exact în Gorj, ce presupune această meserie și cât eu știu de motivantă este ea? Dacă ar fi să vorbim despre acest concept de forensic artist, vreau să vă spun că am avut șansa de a participa la un training împreună cu sau condus de doamna Lois Gibson, un celebru forensic artist american care are și o pagină scrisă în Guinness Book prin numărul de persoane identificate după portretele robot executate de domnia sa în Statele Unite. Este o muncă laborioasă care presupune nu doar aptitudini artistice, o foarte bună cunoaștere a matematicii feței, ci și un talent de a interacționa cu persoana care face o descriere a altei persoane, în sensul că acea descriere este în funcție de foarte multe variabile. Dacă ar fi să vă povestesc acum despre tehnicile de realizare ale unui portret robot, probabil nu ne-ar ajunge timpul alocat acestui material. Dar este un fel de luptă psihologică, pentru că portretul robot este considerată de către criminaliști o urmă ideală care se supune regulilor oricărei urme. Ea poate fi contaminată, ea trebuie relevată și exploatată criminalistic. Aș vrea să vă întreb cum a fost cariera dumneavoastră, pentru că știu la un moment dat că se discuta în presă că sunteți singurul polițist licențiat în acest domeniu. Presupun că pe lângă acea matematică a trăsăturilor de care vorbeați, este necesar să ai și talent foarte mult. Nu este vorba doar de, eu știu, modul în care o persoană identifică, eu știu, un hoț și vă comunică la rândul său. Este vorba și despre modul în care vedeți dumneavoastră acele trăsături, astfel încât să le puneți în evidență să poată să fie identificat. Dacă le ducem la extrem, la fel cum e în cazul caricaturii, nu mai rezultă ceea ce ne trebuie pentru identificarea infractorului. Da, într-adevăr, am avut o surpriză. Odată ce am absolvit arte vizuale, mergând la compartimentul de resurse umane să-mi actualizez dosarul cu completarea studiilor, să nu găsească lucrătorul de acolo o rubrică pentru arte vizuale. Și a fost... Era spectaculos. Și încă din perioada în care lucram ca și polițist activ, am reușit să devin și membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Craiova. Iar după știința mea, dacă nu sunt chiar singurul absolvent de arte vizuale din Poliția Română, sau și membru al Uniunii Artiștilor Plastici, oricum sunt singurul caricaturist. Acum, dacă e să revenim la realizarea unui portret robot, aș vrea să vă spun că nu m-am limitat doar la categoria asta de activități specifice. M-a preocupat imaginea, m-a preocupat identificarea după tatuaje, după semne particulare. Anul trecut, chiar de ziua poliției, am avut o expunere, i-am zis eu, nu neapărat expoziție, despre felul în care un astfel de semn particular poate conduce la identificarea unui autor al unei infracțiuni. Așa cum spuneam, portretul robot este un desen fără expresie. E un desen simplu care se bazează pe o descriere care este afectată de foarte multe variabile. Aș preciza câteva, hai să zicem, distanța de la care a fost vizualizat subiectul, timpul în care a fost executată vizualizarea,
dacă a fost văzut din față profil sau din spate, condițiile de lumină și, nu în ultimul rând, capacitatea persoanei de a reda ceea ce a văzut cu foarte multă obiectivitate sau cu oarecare... Este foarte greu, este o muncă titanică, aș putea spune, realizarea unui portret robot. Astea sunt câteva variabile. Executarea unui portret robot nu presupune așezarea la o masă cu un șevalet și cineva să povestească, iar eu să desenez. Trebuie parc. Există un algoritm. E vorba despre două interviuri, un interviu informal și un interviu formal. Interviul informal presupune o împrietenire cu martorul sau victima, eliminarea unor bariere de comunicare, înlăturarea unui stres inerent pe care îl are orice persoană atunci când... Să nu redea sub influența emoțiilor. Atunci când ajunge într-o zonă de asta de anchetă, să zic așa, pe de o parte, pe de altă parte, stabilirea de către lucrător, de către criminalist, a unor, hai să le zic, capacități intelectuale ale subiectului de a reda ceea ce a văzut cu obiectivitate. Sunt întinse tot felul de, hai să nu le zic, capcane, la modul întrebării ce vârstă crezi că am eu, ce înălțime crezi că am eu, stând jos după ce am fost vizualizat pentru o perioadă scurtă de timp, cu cine crezi că ar putea să semene subiectul, dar așa cum spuneam, fiind o urmă, ea poate fi contaminată. Anterior acestor interviuri, acestui interviu informal, persoana nu vizualizează albume fotografice și nu face descrieri în alt context, pentru că, așa cum spuneam, urma poate fi contaminată. Într-adevăr, este o întreagă matematică. Da. Iar aceasta este o povestioară pe scurt, după care se trece la realizarea unui interviu formal, care presupune completarea unui tabel de semnalmente cu date antropometrice, cu descrieri succinte referitor la forma feței, fie ovală, fie rotundă, fie triunghiulară sau mai știu cum, culoarea ochilor, de regulă întrebarea este închis sau deschis la culoare, părul, forma părului și așa mai departe, forma buzelor, forma ochilor, sprâncene, și se merge chiar la particularizări vestimentare, la vorbire, dacă are particularități de vorbire, foarte important dacă poate descrie o persoană, da, cu un accent, să zic, moldovenesc sau alt fel. După care se întocmește portretul robot. Eu sunt printre aceia care l-am făcut la Chevalet, prin prezentarea unor tipologii, așa se numesc. Aici foloseam un computer unde prezentam persoanei respective diferite tipuri de și forme de fețe, de ochi, de guri și așa mai departe, pe care ulterior, după ce opta pentru una asemănătoare cu ceea ce văzuse sau cu ceea ce presupunea descrierea, era desenată pur și simplu cu cretă sau cărbune sau pastel pe o planșă de hârtie. Finalitatea se producea cu acordarea unei note pe care o dădea persoana respectivă și o medie cu nota pe care o dădeam eu. După care acest portret robot se multiplica și se împărțea în teritoriu la cei care trebuia să găsească persoana respectivă prin întocmirea unui cer de suspecți. O să vă spun că în urmă cu câțiva ani am avut satisfacția, pentru că nu-i pot spune bucuria, de a identifica sau de a contribui la identificarea unui autor al unui omor extrem de sângeros în zona Cărbunești, după un portret robot. Și dacă tot am vorbit de un cerc de suspecți care se întocmește prin prezentarea populației unui astfel de desen, o să vă spun că acel cerc de suspecți a inclus aproximativ 400 de persoane, printre care se afla și autorul. Adică cum se procedează? Acel desen este arătat unui cetățean dintr-o localitate și el își exprimă părerea cum că ar semăna cu X din cealaltă localitate. Se fac investigații la persoana respectivă și se stabilește dacă are sau nu legătură cu fapta.
Și ați avut vreodată emoții, și nu mă refer aici la calitățile dumneavoastră de artist, mă refer mai degrabă la faptul că uneori persoanele ar fi putut să vă dea indicii greșite și astfel s-ar fi putut crea tot felul de confuzii. Da, în momentul în care descrierile sunt eronate și nu apar concordanțe în ceea ce constat pe parcursul interviului informal, în continuarea interviului formal, atunci întrerup realizarea portretului robot și vreau să spun că am avut o astfel de situație în celebrul caz Poștărița, când unul dintre autori, care susținea că ar fi cumpărat un telefon mobil de la o persoană oarecare, a trebuit să o descrie. Ei bine, acea descriere s-a întrerupt la un moment dat pentru că descrierile erau confuze și am fost pus în imposibilitatea de a realiza portretul robot, având și oarece suspiciuni absolut personale cu privire la buna credință a celui care în perioada aceea era martor, acum fiind un brav deținut. Să-mi spuneți câte ceva despre concursurile la care ați participat. Știu că de curând ați câștigat și un premiu pe care spuneați că l-așteptați chiar de foarte mult timp. Da, un Golden Apple. Cum a fost experiența și ce a presupus? De-a lungul timpului am reușit să-mi adaug în portofoliu destul de multe premii și naționale și internaționale. Am participat la mai toate saloanele naționale din România și am fost premiat la aproape toate, dacă nu chiar la toate. Poate să pară ciudat un concurs. Concursurile nu sunt pentru artiști, sunt pentru cai, spunea cineva. Toate festivalurile, toate aceste saloane au fost bune prilejuri de a socializa, cum se spune acum, cu colegii caricaturiști din toată țara și nu numai, în general cu artiștii din lumea umorului, fie ei scriitori de umor, epigramiști, de proză umoristică, de fabulă și caricaturiști, într-o comunitate senzațională aceasta a creatorilor de umor. Și despre Golden Apple vreau să spun că este un trofeu care este acordat de un salon de satiră și umor la Bistrița la cea de-a 33-a ediție. Dacă facem un calcul, observăm că am mai spus că acest salon vine din Cretacic. E cu atât mai onorant cu cât pe simezele acestui salon au expus de-a lungul timpului mari caricaturiști pe care înaintea perioadei 89 publicau în revista Urzica, o revistă de umor care, din păcate, nu mai există în prezent. V-ați gândit vreodată să transmiteți această dragoste pentru caricatură și totodată să ajutați, eu știu, copiii din Gorj sau chiar din România să își descopere această latură artistică, dacă există ea? Da, exista la un moment dat în mintea mea un proiect de a face o școală de caricatură în Gorj, dar pentru a sintetiza niște idei satirice, dincolo de șargele umoristice, de portrete care sunt extrem de spectaculoase, adică de a face caricatură pur și simplu, trebuie să ai o maturitate care probabil ar copleși talentul senzațional, extraordinar al copiilor de a interpreta realitatea în stilul lor caracteristic și într-un mod absolut genial pe care noi adulții nu reușim să o facem. Chiar în această expoziție am o caricatură a fiului meu care nu are decât 7 ani, este un desen foarte frumos pe care eu îl prețuiesc și îl apreciez, dar deocamdată mă bucur foarte mult să fac ateliere cu diferite ocazii în care să desenez copii pentru copii, să le realizez portrete la minut, cum se spun, și o astfel de activitate o pun la cale chiar în noaptea muzeelor, probabil tot aici în incinta Muzeului Județean
Alexandru Ștefănescu Gorj, care găzduiește și această expoziție personală, prima de după eliberarea mea de obligațiile deontologice impuse de statutul polițistului. Aș vrea să-mi spuneți până când mai poate fi admirată această expoziție. Eu aș dori cât mai mult, dar tot ce începe trebuie să se și termine. Cred că toată această săptămână va rămâne la dispoziția publicului și mai spuneam unor colegi ai dumneavoastră, aceasta a fost o expoziție de încălzire, pentru că vor urma și altele. În perioada următoare, cu mici modificări, această expoziție va fi vernisată și la Craiova, la Galeria Arta, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt membru al filialei Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici, după care mă voi concentra asupra unui alt proiect personal și gorjenesc, un top VIP, cum i-am zis eu, al personalităților și personajelor din județ. O să supărați și de această dată. Acum eu vreau să fac din acest top o chestiune care să fie râvnită de fiecare. Adică acela care nu se va regăsi în acest top să își pună mari semne de întrebare. De ce nu l-a văzut artistul? Pentru că artistul nu vede ceea ce nu există. Dacă o persoană este destul de vizibilă public, fie într-o funcție, fie nu, am spus nu numai personalități, ci și personaje, atunci poate face obiectul unei satire. Dacă nu, nu. Pe termen lung, ce planuri aveți? Pe termen lung mi-am propus să lucrez, să particip la cât mai multe saloane naționale și internaționale, pentru că e și aici o problemă din punct de vedere al caricaturii. O satiră chiar politică ce privește oarece disfuncționalități din județul Gorj ajunge să nu fie înțeleasă de un cetățean din județul Maramureș, pentru că nu este la curent cu ceea ce se întâmplă aici. Deci iată că sunt niște limitări în spațiu. De asemenea, în momentul în care acea persoană nu va mai ocupa acea funcție publică, nici satira nu va mai avea niciun sens și niciun rost. Iată și o limitare în timp. Satirele de salon presupun o conservare a mesajului de atic și eliminarea acestor inconveniente de timp și spațiu, în sensul că ea poate fi înțeleasă, admirată și poate transmite mesajul satiric și unui cetățean din Papua Noua Guinee, la fel de bine ca și unui concetățean din concitadin al meu. Și treaba asta se poate întâmpla nu doar săptămâna asta sau săptămâna viitoare, ci și peste 6-7 ani. Eu am testat astfel de desene, în sensul că am chiar în această expoziție un set de 4 lucrări, Retro 6 se numesc, realizate în anul 2000, care iată au 17 ani, și care transmit aceeași idee satirică și este percepută cu aceeași emoție de către privitori. Aș vrea să vă întreb ce consecințe au existat de-a lungul anilor în care ați realizat astfel de caricaturi, unde personajele sunt totodată și personalități din viața județului Gorj. Nu pot vorbi despre consecințe, pentru că mă gândesc la regretatul Nicolae Petrescu Găină, care prin pacea de la București, în 1916, a fost cerut de naziști pentru a fi băgat într-un lagăr pentru că făcea caricaturi cu Kaiserul, sau mai recent consecințe pot fi numite acelea care au condus la asasinarea barbară a artiștilor caricaturiști de la revista Charlie Hebdo. Eu am așa câteva replici care nu sunt consecințe, sunt mai degrabă amuzante. Reacțiile sunt diverse. Oamenii reacționează diferit. Cei care pot reacționează cum trebuie, ca niște intelectuali care înțeleg. Cei care nu pot reacționează aproape mârlănește. La urmă și autoironia este o calitate. Da, este. Este o calitate autoironia, dar
a confunda caricatura cu insulta mi se pare mult prea mult și confuzia asta nu poate face un om cu suficiente circumvoluțiuni, cum spun eu, pentru a putea să facă o diferență foarte clară între mesajul până la urmă de prietenie, de iubire, dacă vreți, al unui artist, pentru că arta nu se face cu ură, către subiectul unei caricaturi. Sunt oameni care nu rămân într-o istorie reală a comunității prin faptele lor, dar pot rămâne printr-o caricatură. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să ne spuneți câte puțin așa din tainele meseriei de polițist în cadrul serviciului criminalistic, dar și despre ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că iată, este un mod de artă extraordinar, am putea spune noi, cel puțin pentru noi care privim din afară, poate chiar fascinant, aș putea spune. Aș vrea după aceea să ne prezentați puțin și așa câteva lucrări și ce anume v-a inspirat acum spre final. Și eu vă mulțumesc pentru bucuria de a fi oaspeți în expoziție și de a prezenta-o publicului larg ca pe o provocare de a fi vizitată, pentru că e de râs. Bun, o să începem cu afișul. Este o lucrare importantă în acest spațiu expozițional. Eu public și online, iar ratingul acestei lucrări a fost unul spectaculos, undeva cu un impact de peste 20-25 de mii de persoane. Expoziția este structurată pe câteva categorii: teme generale, subiecte generale, politice, apoi aspecte sociale din viața municipiului Târgu Jiu cu personalități care ocupă funcții publice în orașul nostru sau au ocupat, satirizate. După care, următoarea secvență, ca să zic așa, trece spre politica mare, încet, așa, discret, pentru a ne opri într-un panou cu 8 desene ecologiste, astea pentru liniștirea un pic a minții din euforia umorului provocat de satirele locale. Aceste lucrări mie îmi sunt foarte dragi și chiar au făcut obiectul unor calendare, chiar unul pe anul în curs, 2017, publicată de un tipărită de un bun prieten al meu, Cornel Eftenoiu se numește. După care intrăm în politica mare un pic, cu personalitățile momentului și întâmplări din activitatea lor publică. Cele două desene cu prazul sunt două dintre lucrările premiate anul trecut la Salonul Internațional de Caricatură de la Slatina, Oltenii și restul lumii, unde pot spune cu bucurie că am reușit să obțin marele premiu. Iar așa, o zonă de liniștire, după care reintrăm în zona politică și este o sursă considerabilă de inspirație. Absolut. Și continuăm cu subiectele din zona domeniului meu de activitate. Este vorba despre poliție. Acest panou cu 8 lucrări, dacă observați, au sigla unui sindicat. Am avut deosebita șansă și bucurie de a avea o astfel de expoziție pe 25 martie, chiar de ziua poliției, când colegii, foștii mei colegi, au protestat în fața Guvernului României și în fața Ministerului de Interne, afișând aceste caricaturi multiplicate în mai multe sute de exemplare, și a fost cu atât mai spectaculos și onorant pentru mine să am o mini-expoziție de caricatură pe șevalete umane îmbrăcate în uniforme de poliție. Iată că este o expoziție extrem de interesantă pe care, așa cum spuneați, cei care iubesc arta o pot vizita chiar până săptămâna viitoare și sperăm noi să mai fie acest gen de expoziții cât mai multe. Iată, acolo sunt acele lucrări, retroșai, care sunt
desenată în 2000. Este o succesiune de imagini despre cum se intră la șef, cum se iese, cum se merge la subordonați și cum rezolvă aceștia problema. În spatele fiecărei satire se află o poveste și ar fi... La urmă, adevărul. Da, ar fi ridendo dicere verum, râzând să spunem adevărul. Ar trebui să vorbim mult, prea mult despre un mesaj artistic, el fiind, de fapt, suficient pesimeză în lucrare pentru a transmite ceea ce e de transmis. Aș vrea să vă arăt, în mod special, o satiră, o caricatură a unui puști de 7 ani. A fiului dumneavoastră. Da. Care, crescând cu șevalet în casă și cu acuarele, ca să le zicem așa, s-a exprimat și se exprimă, cum știe el, fără a fi influențat de mine în niciun fel. M-a surprins când a realizat acest... Copiii surprind mereu, nu neapărat fiul meu pe mine. Orice copil surprinde un adult prin ceea ce face și este absolut senzațional. E o fericire să fii surprins de un copil. Și ultimele desene fac parte din acea categorie despre care vorbeam mai devreme, cu rezistență în timp și ușor înțelese și de către public de pe alte meridiane. Acestea fac chiar obiectul unui salon internațional în Egipt și o satiră, hai să nu-i zic comandată, referitoare la o televiziune care a împlinit oarece vârstă. Este tot așa o zonă de liniștire, să nu plece omul prea schimonosit de râs. Oricum, am constatat și la vernisaj că mi-am atins scopul principal al demersului meu, acela de a transmite emoție, de a transmite bucurie. Până la urmă, asta face arta. Iar un artist nu poate avea o existență paralelă cu publicul. Publicul determină artistul, iar artistul determină publicul. E destul de complicat să transformi anumite categorii sociale, să zic, zugravi, zidari, medici, profesori și mai departe, în public. Trebuie să rezonezi cu nevoia lor de a se bucura, să știi ce anume le poți oferi și să faci lucrul ăsta cu pasiune și cu tot dragul, dar mai ales cu respect. Publicul trebuie respectat. Relația asta simbiotică artist-public dă sens existenței unor astfel de expoziții și unor astfel de eforturi, pentru că actul creator este ca și o naștere. Numai că este o naștere spirituală și, vă spun cu toată sinceritatea, este dureros. Mulțumim încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne urmăriți și vă invit și în această duminică de la ora 22 să accesați site-ul www.cultcreatimaura.ro, iar la rubrica Cultura în imagini puteți viziona această emisiune. Până data viitoare vă doresc toate cele bune!